Formația Suceveană a început turneul cu o înfrângere în compania liderului autoritar al seriei, LPS Iași, scor 16-18. În cel de-al doilea meci, trupa lui Dorel Țugurlan s-a înclinat cu 18-23 în fața principalei contracandidate la poziția secundă, LPS Roman. Sucevencele și-au intrat în ritm odată cu jocurile programate în cursul de zile de sâmbătă, când au învins formațiile LPS Târgu Neamț și LPS Vaslui. În ultima zi a turneului, gazdele au capotat însă în fața ultimei clasate, LPS Botoșani, scor 24-26. Antrenorul Dorel Țugurlan a mizat la turneul de la Suceava pe următoarele jucătoare: Ivanov, Găitan, Polocoșer, Pintilei, Huțanu, Trașcu, Paig, Tătărușanu, Lăzucă, Clucinski, Băncescu, Popovici și Păr. Ultimul turneu de calificare va avea loc în perioada 1-3 aprilie și va fi găzduit de LPS Vaslui.